În următoarea perioadă, inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor vor intensifica acțiunile de control în târgurile de animale din județ. Instituția le transmite proprietarilor și deținătorilor de animale despre obligativitatea identificării corespunzătoare a fiecărei specii. Deținătorii de animale au obligația la ieșirea animalelor din exploatație de a avea asupra lor următoarele documente. Pentru bovine, pașaportul și formularul de mișcare, pentru specia suină, certificatul sanitar veterinar și certificatul de tip mamă, iar ca balină, pașaport. În cazul în care proprietarii sau deținătorii de animale nu vor putea prezenta organelor de control și inspecției sanitar veterinare formularele documentele de mișcare animalelor menționate mai sus, vor fi aplicate sancțiuni.